ci ușilor partidului. Când ne-am angajat în acest parcurs, ne-am uitat unii în ochii altora și ne-am spus că n-avem voie să-i dezamăgim pe cei care ne vor da votul. Nu există, din punctul meu de vedere, crimă mai mare decât să-i răpești unui om speranța pe care el ți-o dă și ție, punând un vot, o ștampilă pe buletinul de vot în dreptul tău. Cum să facem o astfel de crimă? Cum să le răpim oamenilor acest capital care duce la un moment dat nu numai un partid mai departe, ci duce mai departe comunități întregi? Bucureștiul e un oraș rupt în textura lui socială. Orașul acesta trebuie să redevină o comunitate în care administrație locală, mediu privat și cetățenii acestui oraș cu toții să fie așa, mână în mână, lucrând pentru ceea ce înseamnă o adevărată capitală europeană.